Varanii sunt atât de puternici că practic nu au rivali în sălbăticie. Mai mult decât atât, au fost folosiți în asaltul cetăților. Nu e o glumă. Chhatra Patri și Vaji, unul dintre cei mai faimoși războinici ai clanului Maratha, a folosit anume un varan ca să depășească zidurile fortului Sinhagad în timpul luptei cu mogolii în 1670. Legenda spune că unul dintre comandanți a legat o frânghie de spatele varanului, care s-a ridicat pe o stâncă abruptă, pe o parte nepăzită a fortului, apoi s-a fixat într-o crăpătură. Anume, asta i-a permis comandantului să pătrundă în cetate. Da, șopârla ca modalitate de a cuceri o cetate, dar sunt lucruri de care se tem chiar și șopârlele puternice. Putem crede că odată ce au fost luați la război, varanii nu se tem de nimic. Cu toate astea, uneori, nu pot să facă față propriei sale hrăni. Nu de mult în Singapore a avut loc un accident neplăcut. Un varan a fost găsit mort încercând să înghită un pește mare. Cadavrul reptilei care nota prin apropiere a fost observat de un pescar. El a zis că peștele era într-un fel spinos și șopârla putea nu doar să se nece cu prada uriașă și să moară, ci acei țepi au adăugat mai multă suferință. Și e cumva în mod special trist. Doar încerci să mănânci, iar propria ta hrană te ucide, după ce ai cucerit cetăți întregi. Și acest caz nu e unic. Pe 24 februarie 2021, într-un canal din Singapore a fost găsit un varan care mânca un piton. Pozele și videourile arătau că prădătorul deja mâncase șarpele pe jumătate. Se pare că șopârla era determinată să termine masa, în ciuda mulțimii de spectatori și camerele lor. Cu părere de rău, într-un moment dat s-a oprit de mâncat, înnecându-se cu șarpele, care până atunci era aproape înghițit totalmente. După ceva timp, șopârla totuși a scuipat pitonul și a dispărut în apă. Într-un oarecare fel, această poveste s-a terminat cu bine. Iată încă un exemplu de căscăciune a varanilor. Pe un video publicat la începutul anului 2022, e surprins un spectacol tulburător. Varanul ține în gură o țestoasă și din toate puterile încearcă să o înghită. Țestoasa era în viață și încerca să fugă de fiecare dată când carapacea ei atingea pământul. Prădătorul își ținea însă strâns prada, nu o lăsa să plece. Din video nu e clar dacă varanul reușește sau nu, dar în comentariile videoului a apărut un martor care a văzut ceva de genul, cam în aceeași zonă, și a zis că incidentul a avut urmări tragice. A doua zi, varanul zăcea mort în apă, fiindcă se înnecase cu o țestoasă pe care n-a putut să o înghită. Peste câteva zile am fost nevoit să chem autoritățile pentru a-l lua de acolo, fiindcă mirosea putrefacție. Iată ce a mai adăugat acel martor. Ei bine, cu pești, broaște și țestoase totul e clar. Dar cum rămâne cu caracatițele? Ele sunt un delicates pentru șopârle. Le vânează în mod regulat și le mănâncă cu poftă. Nu pot să nu-i vinovățesc pentru asta. Fiindcă caracatițele sunt cu adevărat gustoase, doar în cazul în care sunt pregătite corect. Varanii nu au așa posibilitate, așa că decurg la alte metode. De exemplu, lovesc caracatițele de ceva tare care se găsește prin jur, chiar în timpul procesului de mâncat. De exemplu, de rădăcinile copacilor, fiindcă caracatița normal că e împotrivă să fie mâncată și devine o pradă incredibil de periculoasă. Treaba e că ventuzele ei pot să se blocheze în gât în timpul înghițirii, ceea ce duce la posibilă sufocare. Ca asta să nu se întâmple, cel mai bine e să rupă caracatița în bucăți foarte mici înainte de a o înghite. Cu părere de rău, șopârlele s-au obișnuit să înghită prada de-a întregul și nu prea cunosc cum să măcelărească o caracatiță. Pe scurt, probabilitatea să se nece cu aceasta și să moară e foarte mare. Strict vorbind, sunt și alte ființe care prezintă pericol pentru varani, dar asta se referă la indivizi tineri. Astfel, lupta dintre un varan și un șarpe de nisip cu burtă galbenă a fost observată în rezervația naturală Mala Mala din Africa de Sud. Cele două creaturi erau aproape egale în puteri și nimeni nu voia să cedeze. Lupta a continuat mai mult de o oră. Uneori nu era clar cine e pradă și cine e prădător, dar cu timpul devenea clar că șarpele câștigă, fiindcă s-a înfipt ferm cu colții săi în spatele victimei.
Tânăra șopârlă încerca să evadeze, dar fără rezultate, fiindcă șarpele strângea și mai tare. Într-un final, șarpele a reușit să strângă corpul și să o înghită de-a întregul. Dar uneori șopârlele atacate de șerpi au totuși noroc, chiar dacă au fost deja înghițite. O bătrână din Bangkok, Thailand, a auzit niște sunete de luptă în propria sa casă. Când a coborât să se lămurească, în loc de tâlhare a găsit un piton. El era întins pe podeaua din bucătărie și burda lui clar era foarte mare. Salvatorii care au ajuns pe loc au descoperit că șarpele a mâncat aproape complet un varan. Doar o mică parte din coada lui ieșea din gura șarpelui. Când a văzut oamenii, acesta a încercat să fugă, dar nu l-au lăsat. Atunci el a regurgitat varanul. E un răspuns normal la stres, fiindcă astfel aceste reptile pot să scape mai ușor. A fost o surpriză pentru toți când șopârla s-a dovedit a fi încă vie. Peste ceva timp a început să alerge prin casă încercând să fugă de salvatorii săi. Când a fost examinat, s-a dovedit că n-a fost rănit de la acțiunile șarpelui. De ce nu l-a sufocat înainte de a-l înghiți, e un mister, dar șarpele sigur și-a regretat decizia. E totul clar cu pitonii. Șerpii vor să mănânce, iar varanii arată prea apetisant și nutritiv. Dar povestea elefantului indian Madhuri a uimit mulți oameni. Ea trăiește în Parcul Național Corbit și e cunoscută pentru caracterul său agresiv, dar își expune această agresiune într-un mod straniu, prinde varani. Madhuri e foarte bună la prinsul șopârlelor, dar de obicei țintele ei erau cele mai mici. Fotografii au reușit să captureze momentul cum elefantul a luat șopârla de coadă și a început să o învârtă în aer de parcă era o jucărie. Periodic arunca varanul de la înălțimi destul de decente, așa că animalul nu prea avea șanse de supraviețuire. Această joacă a durat câteva zile. Era un show captivant, dar nu și pentru varan. Merită de spus că familia varanilor este un grup mare și divers de șopârle. Liderul grupului l-aș fi numit pe dragonul Komodo. Este cea mai mare șopârlă din lume. Madhuri a avut noroc că a avut de-a face cu o specie mică, fiindcă cei de Komodo pot să crească până la 3 metri lungime și să cântărească 70 de kilograme. Cu astfel de dimensiuni, nu e uimitor că ei pot să își aleagă prăzi mari, inclusiv mistreți, căprioare, bivoli și chiar elefanți. Nu chiar obișnuiți, dar... Se consideră că în perioada Pleistocenului, pe insulele unde au locuit strămoșii dragonilor de Komodo, trăiau elefanți pigmei. Dacă e să judecăm după fosile, acești elefanți deseori deveneau prada șopârlelor uriașe. Din fericire pentru elefanții de azi, dragonii de Komodo, datorită dimensiunilor și habitatului limitat, se hrănesc cu animale mai mici. Cel puțin până n-au fost nevoiți să-și schimbe dieta. Acum imaginați-vă altceva. Mergeți la baie să vă faceți treburile și dintr-o dată observați din toaletă un cap de șopârlă enormă. Sincer, m-aș fi speriat al naibii de tare. Probabil că aș fi strigat să mă audă toată lumea. Anume așa caz a avut loc un turist din Anglia, când el se odihnea în Thailanda. Varanul l-a privit timp de 3 minute înainte de a se întoarce și de a pleca. Ce anume voia șopârla și cum a ajuns în toaletă? La această întrebare am reușit totuși să găsim răspuns. S-a dovedit că pe din afară a fost stropit cu insecticid. Asta l-a făcut pe varan să-și părăsească mediul său natural în căutarea unui loc mai sigur. El a încercat să fugă prin canalizare și a ajuns accidental în baia unui om, iar apoi se pare că s-a uitat la om și a înțeles că nu are ce căuta aici. Așa cazuri nu sunt unice. Varanii sunt cunoscuți pentru capacitatea lor de a umbla prin țevi și a se băga prin spații înguste, ca toaletă sau chiuveta. Dar cu toate astea, nu întotdeauna reușesc să găsească ieșiri de acolo. Și iată un exemplu. În 2021, un varan bengalez de vreo 120 de centimetri a fost găsit blocat într-o gaură de scurgere a toaletei unei familii indiene. Ei au spus că prima oară a observat șopârla lângă toaletă duminică seara și a deschis fereastra în speranță că ea va ieși afară. Cu părere de rău, animalul n-a putut să se urce pe gresie și s-a blocat în scurgere, unde a și așteptat salvatorii. Nu vă pare că varanii sunt un pic așa ghinioniști? Ok, pot înțelege când animalul se neacă sau când nu încape într-o gaură îngustă, dar se dovedește că varanii pot muri și de la stres.
Aha, da, șopârlele gigantice care cândva cucereau cetăți și mâncau elefanți. În grădina zoo din Delhi, India, a avut loc un incident tragic, când 4 varani au murit. Conform raportului de autopsie, reptilele au murit de șoc după ce angajatul le-a scos din volier în timpul hibernării. Șopârlele cad în hibernare în fiecare an, din noiembrie până în martie, și în această perioadă cel mai bine e să fie lăsate în pace. Ele n-au nevoie de mâncare și de apă, plus că sunt foarte sensibile la fluctuațiile temperaturii, dacă sunt deranjate, și se sperie foarte tare. Varanii pot muri și atunci când cad în hibernare. Când temperatura cade mai jos de 7 grade Celsius, iguanele și șopârlele experimentează un șoc rece. Odată a avut loc o ploaie de șopârle în Florida, când iguanele cădeau din copaci, iar iguanele nu sunt singurele șopârle care se găsesc în acel stat. De asemenea, acolo există mulți varani, așadar aceștia dorm pe crengile copacilor, fiindcă astfel prădătorii ajung greu la ei. Dar când temperatura cade prea tare, șopârlelor le este atât de frig că nu pot să-și controleze membrele. Dacă creanga se mișcă, cad pe pământ, fix ca iguanele. Iar așa cădere duce la moarte, deși rar. Ce poate să mai amenințe varanii? Cât de straniu n-ar suna, dar broaștele. Această amenințare însă vine cumva din interior. Broaștele aga, o problemă serioasă pentru Australia. Înainte ca această specie invazivă să ajungă în fauna locală, varanii se simțeau minunat, dar broaștele au stricat totul. Se consideră că cel mai tare a avut de suferit specia Varanus ponoptes, reptile mici omnivore care trăiesc în pădurile tropicale din Australia. În ultimii ani, până la 90% dintre reprezentanții speciei au murit, fiindcă mâncau anume aceste broaște. Treaba e că dacă chiar o va mușca, varanul poate muri, din cauza lipsei imunității împotriva toxinei pe care o conține pielea acestei broaște râioase. Cândva, specia asta de broaște a fost adusă în Australia special pentru a lupta cu dăunătorii care încurcau la creșterea trestiei de zahăr. Dar populația de amfibieni a ieșit de sub control. Nu există prădători, iar mâncare, da, multă. De ce să nu se înmulțească cu viteza luminii? Oamenii trebuiau să facă ceva, dar nu să impună pe varan să dezvolte imunitate în cel mai scurt timp posibil, dacă înainte de asta în istoria evoluției lor nu au avut de a face cu aceste broaște. Și oamenii de știință au inventat ceva într-adevăr genial. Au început să hrănească cu broaște mai mici, la fel de toxice, dar nu mortale. Puteau să le provoace greață, dar nu daune ireversibile. Una-două mese de genul au fost de ajuns ca varanii să înțeleagă care e treaba. În general, varanii au probleme cu aceste broaște toxice, fiindcă nu sunt obișnuiți cu anumite toxine. Cu cobra regală treaba e altfel. Un șarpe de vreo 4 metri s-a luptat cu un varan timp de câteva minute. Vă amintesc că veninul cobrei regale este foarte toxic, poate ucide un matur în 30 de minute, dacă nu e folosit antidotul. Necătând la asta, varanul a supraviețuit și a fugit în pădure fără niciun semn de stare de rău. Șarpele la fel era bine. Mai interesant e cum de-a reușit să facă față veninului. Pentru așa rezistență răspunde metabolismul încet al șopârlei. Organismul ei procesează toxinele mai lent spre deosebire de alte animale, ceea ce permite să neutralizeze substanțele nocive și să nu uitați de pielea groasă, care e ca o barieră. Sistemul imunitar puternic îi permite să facă față multor toxine, dar nu și atunci când ele vin de la broască aga prin gură. Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce ați învățat nou din episodul de astăzi. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe butonul de subscribe pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!